pe lângă delegația României, a votat cu un scor minim pentru Laura Codruța Chioveși. Acesta a fost mandatul, deci, doamne ambasador? Deci asta este un... Deci stați un pic ce asta cu alegeri. Deci cu alegeri Republica Moldova sau cu... Haideți să lămurim ce s-a întâmplat ieri la Bruxelles întâi și apoi vă rog să vorbiți. Deci este o chestiune care cred că, în fine, eu cred că Ministerul Justiției, care de fapt gestionează prin Consiliul Jai tot subiectul, cred că poate să vă spună sau poate să discute, poate să vă zică exact ce a fost, nu cred că... Dar a votat doamna ambasador, care a primit mandatul din partea... Deci eu vă zic, mecanismele de decizionare care sunt acolo, bineînțeles că mandatul respectiv este un lucru care este gestionat de cel care gestionează consiliul respectiv. Eu cred că e vorba de, deci v-am zis, aici avem de Consiliul Jai și nu cred că acum acest lucru cred că nici nu am avut nicio legătură cu acest proces, de fapt, în fine. Spuneți că mandatul l-a primit de la domnul ministru al Justiției, doamna ambasador? Deci este o chestiune care ține clar de chestiunile interne, deci eu nu pot să mă determin acum să văd exact, să zic cine, ce și cum l-a dat, dar vă zic că în sine discuția despre procurorul respectiv este o discuție foarte evidentă de Consiliul Jai, este o discuție care e legată de capacitatea în Consiliul Jai și în același timp eu nu cred că, nu știu dacă restul țărilor și-au publicat mandatul, nu știu dacă doar să știți cum a votat Germania sau Franța, nu știu, deci ar fi poate așa de toată discuția asta vis-a-vis de mandate, cred că trebuie să fie coordonatele normale ale discuției vis-a-vis de modul cum... Dumneavoastră spuneți că e coordonat de Jai, dar doamna ambasador este totuși diplomat și lucrează pentru Ministerul de Externe. Spuneți că nu a primit acest mandat de la cu Oreper se discută toate subiectele de toate ministerele de lie. Nu înseamnă acum că dacă chede un trialog pentru Ministerul Muncii are mandatul dat de Ministerul de Bineînțeles, deci o parte și de asta a fost unele din lucruri care s-au obținut în Coreper. Multe din lucruri care s-au obținut în Coreper au fost lucruri care au fost obținute de Ministerul de Linie și de Miniștrii de Linie și de Miniștrii de Linie care au gestionat diversele subiecte. Și la același timp, zic, iar mecanismele astea, ceea ce privește mecanismul respectiv, care e un mecanism relativ ad hoc sau nou de procedură, zic, iarăși trebuie să avem în vedere discuția. Acum înțeleg că va urma o discuție în Parlamentul European. La Comisia Libe. Domnule ministru, urmează legea. V-aș pune o întrebare. Dumneavoastră v-ați ocupat cu înscrierea la tribunal, unde este nevoie, a asociației. Sunt multe bariere birocratice. E o muncă grea, eu știu. Cum ați putut să depășiți aceste probleme? Sunt tare fără, ca o asociație lucrativă de lucru, de să meargă, să faci treabă, să obții, deci rezultatele de care depinde, de care e făcute ele, are multe obstacole, multe... Avem, în primul rând, noi care desfășurăm activitatea animală forestieră de creștere în pădure, ca să zic așa. Am avut, din startul începutului, noi am avut niște probleme cu... A fost barierile, ca să spun așa, barierile meteorologice de natură, care e făcut de... Deci cum este de noroi, de anumite lopte sau arbori cu coronament care cade pe șosea, care e făcut până la neputința, adică la nevolnicia de răutate a omului care are în el de o birocrație a oamenilor din birouri care este. Spun de ce s-a întâmplat cu birocrația de oameni din birouri care a fost, care a avut un șir de cum să vă spun, de o necredibilitate de fantastic care este, știți? Animalele, așa cum spune și titlul numelui asociației, mici, e animale multe și mici, că astea e mai, ca să spun așa, de un echilibru de dominic, că ele mai drăgălași, așa nu-i aleargă să joacă în păduri. Astea e făcute. Noi avem aceea, ca exemplu de mostră, avem nutri, are veveriții, are pârși și are mai a primit în străinătate. Acum asociația noastră mai ne-a adus canadienii două marmoti, care venite-i torozătoare, tot așa are probleme, dacă e ecologiști mari și a trimis că marmotile astea
nu știu, e fugărită de coioți prin munți acolo. Oamenii face, adică ăștia din Canada a făcut, face reclamă întâi, știți, ca să nu le mănânci coioții care le-a trimis la noi, care lupii mai blânzi aceia, că nu poate să întoarcă nici gâtul cum are ei. A trimis încoace, prima dată a făcut reclame pe canalul de Super, care îl dă la noi. Deci a făcut pe canalul de Super, lumea vede și înțelege că are, el e dotat cu un simț de presimțirea. Are, el simte, domne, calamitățile care se face de rău care este pe pământ, el simte. Păi el simte de, spre exemplu, simte calamitatea de cutremur, cum este ea. Când se face, el când... Deci simte seismul. Simte seismul. Nu? Adică cutremurul. Cutremur, da, calamitatea de cutremur care este. Asta o simte. Ei, decât înainte, nu cum e rațele, când merge măcine, ele are o stare de veghe care îi face, îi dășchide urechile când e și de apă ele și în noată. Are să dășchide urechile decât așa și stă așa cu urechile înfixați așa un om care se uită la el și face, imediat asta-mi țin.